Numărul 7 versus numărul 10. De data asta la FIFA 22. Salutări și bine v-am găsit la un nou experiment de pe canal. Astăzi avem din nou numărul 7 versus numărul 10, adică jucătorii care au desigur pe tricou numărul 7 și jucătorii care desigur au pe tricou numărul 10. E logic. Am mai făcut acest experiment în trecut la FIFA 20, dar de data asta îl vom face la FIFA 22, pentru că probabil, na, au mai crescut jucătorii, probabil că sunt alți jucători pe aici prin top. Vă voi arăta și procesul de creație în momentul de față. Nu uitați să lăsați acolo un like, hai să facem 2000 de like-uri dacă mai vreți experimente de genul. Deci acum vă face procesul de creare ca să vedeți și voi cu toții cum se transferă jucătorii de la un club la altul. Pur și simplu trebuie să intri aici la Club Transfers, dai aici frumos OK, nu contează ce echipă. Iar aici alegi desigur echipa, liga, poziția, ce vrei tu, frate. După poziție, bănuiesc că numărul 7 și numărul 10 au numai atacanți și posibil să fie și mijlocași, însă o să vedem, o să dăm și overall mai mare pentru că nu merge să căutăm. Bă, Messi din păcate nu va apărea în clipul ăsta pentru că și-a schimbat numărul, nu mai are numărul 10 cum l-avea la Barcelona, așa că Messi nu va apărea în clipul ăsta. Hai prima oară să facem echipa cu numărul 7, care va fi formată în primul rând din Kylian Mbappé acolo în atac, iar ca echipă o să aleg Arsenal. Nu știu de ce aleg Arsenal, dar nu mai contează. De asemenea, l-avem pe Ronaldo aici. Son intră perfect, frumos. Sterling, intră și Sterling. Gerard Moreno, stai așa. Hai că-l băgăm și pe Gerard Moreno, care numărul 7. Cine mai are pe aici numărul 7? Cam atât, nu prea avem un jucător cu numărul 7. Hai să mergem la mijlocaș, poate au mijlocașii numărul 7. Kanté, stai, ce? Kanté are numărul 7? What? Nu știam asta. De ce are Kanté, care e CDM numărul 7? Gnabry, ok, Gnabry, ești frumos. Că aici nu mai avem absolut nimic. Cam ăștia au fost la fundași. Dar trebuie să ne ducem aici din nou încă o dată la atacanți, pentru că sigur nu ne ajung jucătorii și o să dăm 80 OVR. Eden Hazard, frate, Eden Hazard cu numărul 7. Joao Felix va veni și la Arsenal. Dembele, Ousmane Dembele, bă, nu e echipă rea, chiar nu e echipă rea. Porto, hai că-l băgăm și pe Porto. Vlahovic, frate, Vlahovic. Păi ce așa e hype mare rău cu Vlahovic. Nu l-am urmărit niciodată în realitate, nu știu cât de bun e, dar am văzut că e hype foarte mare. Posibil că e genial omul pe teren. Hai să mai mergem încă o dată la mijlocaș. Ok, Cabraiz, nu știu cine e Cabraiz, dar 83 OVR, așa că-l bag. Pellegrini, nice. La fundașul, ar există vreun fundaș cu numărul 7? N-am văzut niciodată. Ba da, frate, uite, l-avem pe Dano. Ia că-l bag eu pe Dano, care e numărul 7, left back. Mamă, ce echipă interesantă ne facem aici. Gonzalo Guedes, not bad. Suso, not bad. Și cam asta, cred că e echipa, adică cred că sunt destui jucători. Că nu prea mai am ce să bag, efectiv, deja sunt jucător low rated. Ok, dacă tot îl avem aici pe Ribery, îl băgăm și pe Ribery. Dacă tot e Felipe Anderson, îl băgăm și pe Felipe Anderson. Dacă tot e Alexis Sanchez, băgăm și tu jucători de ăștia așa mai old, dacă putem spune, Zahavi. Pentru că trebuie să umplem și lista de rezerve. Funes Mor trebuie să intre și el. Juan Mata, nu știu cine e ăsta, habar n-am. De la Real Sociedad, nu știu cine era. Martinez, ok, vine și jucătorul din America. Mai căutăm câțiva mijlocași să avem pe aici, dacă găsim desigur, dacă nu, aia e. Dar în fine, hai să mergem acum să căutăm jucătorii cu numărul 10, că am format teoretic echipa, o să vedem ce iese. Teoretic la numărul 10 ar trebui să fie mai ușor, adică ar trebui să găsim mai mulți jucători, așa zic, acum rămâne de văzut. Pentru numărul 10, îl avem prima oară pe Neymar, deci Neymar versus Mbappé, cine va câștiga, frate, eu zic că Neymar. Iar ca echipă voi alege Newcastle United. Nu știu de ce, dar aleg Newcastle. Numărul 10. Cine mai are numărul 10? Harry Kane. Ok, Harry Kane aici cu numărul 10. Mane cu numărul 10. Deja echipa e forță, ce să zic. Dybala cu numărul 10. Mai departe, Oyarzabal cu numărul 10. Lautaro Martinez cu numărul 10. Bine, bine, bine. Mijlocaș, nu știu dacă au numărul 10, deși, ba da, Modric, pe care și Bruno, teoretic, ba nu, are 11, Sané, foarte bun Sané aici, Iago Aspas, not bad, Tadic, not bad, stai că mai era unul pe aici, Grealish are numărul 10 la Manchester City, ok, mai putem să băgăm un Ben Yedder la Newcastle, care arată destul de interesant, de asemenea, Corea nu l-am pus, ok, Christian Pulisic de la Chelsea, nice. Și cam asta cred că ar fi lista. Mai avem un Carlos Vela, care nu e cine știe ce, să fiu sincer. Canales. O, Rashford, uitați-mi de Rashford. Stai că mai sunt, bă, mai Kostic. Dar nu mai am loc. Bă, oricum, teoretic mi-aș juca jucătorii. Hai să mergem să formăm echipele, băieți. Am reușit să formez echipele. Hai să vă arăt cum le-am făcut. Începem cu echipa jucătorilor cu numărul 7. În atac,
Mbappé, Cristiano Ronaldo, duo fatal, probabil că vor da 10 goluri împreună în 10 meciuri. Aici pe partea stângă l-am pus pe Ronaldo, la mijloc Kanté cu Pellegrini, am zis să păstrez acolo pozițiile de bază, deocamdată cel puțin la mijloc și în atac. După l-avem pe Gnabry pe partea dreaptă, pe partea stângă îl avem pe Dano, l-am băgat pe Dano, nu știu cine-i Dano să fiu sincer, dar măcar e left back și își păstrează poziția. Și dacă are numărul 7 e perfect, chiar nu știu cine-i Dano, probabil că din campionatul Braziliei cel mai probabil, habar n-am, dar n-are nici măcar fața în joc. João Felix cu Vlahovic aici pe poziția de fundaș central, pe partea dreaptă îl avem pe Dembele, sperăm că nu se accidentează în primul minut. Iar în poartă l-am ales pe Gerard Moreno, am zis să nu bag portar de bază, am zis să bag toți jucători care au numărul 7 și nu cred că există niciun portar cu numărul 7, așa că l-am băgat aici pe Gerard Moreno în poartă. Iar acum mergem cu echipa jucătorilor cu numărul 10, unde l-avem pe Ben Yedder în atac, l-am pus pe Ben Yedder pentru că teoretic ar trebui să fie foarte OP. Neymar pe partea stângă, la mijloc aici Luis Alberto, Canales și Modric, un trio perfect, nu chiar perfect că strică Canales și cu Luis Alberto, dar măcar Modric e bun. Dybala pe partea dreaptă, Target aici, dar stai bă că Target trebuie scos, stai așa. Ok, o să-l băgăm pe Sané aici în locul lui Target, l-avem pe Lautarul Martinez, probabil că o să le bage o manea la atacant și după o să danseze, nu o să mai marcheze goluri. Rashford aici, CB. Mane pe partea dreaptă și Harry Kane în poartă, pentru că e mult prea lent ca să joace în orice poziție de pe teren. L-am băgat pe Harry Kane aici în poartă, sperăm că măcar în poartă își face treaba. Hai să dăm drumul la meci, să vedem ce iese din meciul ăsta minunat. O să dau la dificultate legendary totuși. Ok, o să băgăm controllerul și tastatura pe mijloc, cum v-am obișnuit de sigur, și hai să vedem, hai să comentăm ca Mihai Mironică și hai să vedem ce se întâmplă. Aici avem pe jucătorii cu numărul 10 care pornesc atacul. Son aici, Son, pasă la Mbappé, Mbappé și Ronaldo. Hai să vedem cum vor combina acești doi jucători. Cere mingea acolo Wellington, însă Mbappé este cam egoist, însă îl avem pe Cristiano, Pellegrini acolo, pasă la Cristiano. Cristiano, mamă, n-a ajuns mingea, Harry Kane, ce bine apără Harry Kane. Și jucătorul ăla s-a blocat pe linia porții, ce naiba face? Bă, ce face jucătorul ăla? Și de ce nu degajează Harry Kane? Pellegrini ține de minge, Ousmane Dembele, cred că după ce a dat pasa asta și-a rupt cel puțin un os din piciorul stâng. Gnabry, probabil că va centra Gnabry aici, Gnabry centrează către Cristiano, dar Rashford își face treaba de fundaș central acolo. Son încearcă și el o centrare, ce se întâmplă acolo? Ben Yedder ține de balon, pleacă acolo Neymar! E Neymar liber, Ben Yedder! Te-am băgat în atac ca să nu dai pase. Luis Alberto încearcă un șut al Gerard Moreno! Mă surprinde Gerard Monero, Moreno. Hai că mai știu să-i citesc numele dacă e. Da, o să-i zic doar Gerard. Gerard aici, cu o super paradă, cu o mână scoate acolo și a greșit, frate, vocația și a greșit meseria, de fapt poziția din teren, că meseria a fost corectă. Mamă, ce pasă dă Ben Yedder acolo, ce pasă dă Ben Yedder. Modric mai are puțin și să ia la bătaie, mamă, și avem spectatori aici, bine, rău de tot. Neymar aici bate scurt la Modric intră în care o centrarea lui Modric, se duce bine, dar totuși sare acolo Ronaldo la cap, e greu să-l faci pe Ronaldo la cap. Însă la cum de oh my god, ce face Kanté? La cum decurge partida, s-ar putea să vedem cel puțin un gol în prima repriză. Sané are viteză, a prins-o până la urmă, l-a trimis până la după țigări. Neymar recuperează bine, Canales, o pasă în centru, Ben Yedder marchează 1-0 pentru echipa jucătorilor cu numărul 10. Ben Yedder face spectacol aici, bine, dacă vrei, Ben Yedder este regele până la urmă. Nu doar la Ultimate Team, ci și la kick-off. Da, se poziționează perfect aici, scapă de acel fundaș central. Nu știu cine îl ținea, cred că Vlahovic. Vlahovic nu prea are treabă în apărare, așa că Ben Yedder profită de lucrul ăsta și se face 1-0. Gerard Moreno este învins. Cristiano, încă o dată la Pellegrini, combină bine cei doi. Cristiano probabil va centra, centrarea este periculoasă. Dar Harry Kane, decât îi bag omor așa puțin la Mbappé și îl dărâmă. E prea puternic Harry Kane în poartă. Oh, la spectacol, Ben Yedder.
Benedere ține bine de balon, protejează, ce forță are și Neymar face 2-0. Bine, dacă vrei, Neymar reușește să facă 2-0. Se înțeleg foarte bine aici Neymar și cu Benedere, deoarece amândoi sunt din același campionat și probabil că au același stil. Și se face 2-0. Neymar nu ratează din această poziție. Ce bine a putut să protejeze aici Benedere și cât de bine s-a demarcat Neymar. Gerard Moreno este bătut încă o dată și din întoarcere din partea brazilianului și, cum am zis, se face 2-0. Da, cred că va fi o umilință pentru jucătorii cu numărul 7. Ronaldo ține de balon, Ronaldo acolo, câteva biciclete, șut acolo din prima, dar Rashford efectiv s-a apărat impecabil în fața lui Cristiano. Se vede că sunt coechipieri și știe fiecare mișcare a portughezului. Neymar acolo, mamă ce dribling încearcă, dar în sfârșit se apără și bine Vlahovic. Neymar este liber. Neymar, mamă ce bombă bagă Neymar, 3-0, s-a terminat, Neymar face show în meciul ăsta, încă o dată Ben Yedder de asistul, da, se pare că acești doi jucători se potrivesc perfect, au acolo chimia aia genială, cât de bine a putut din nou să protejeze Ben Yedder, la cât de mic e, pe atât de puternic este lui Neymar, imparabil. Gerard Moreno n-are nicio șansă acolo. Se face 3-0, băieți. Mă, dar cred că jucătorii cu numărul 7 n-au dat efectiv niciun șut pe poartă. Aș fi vrut să-l văd pe Harry Kane în acțiune, acolo în poartă, dar nu prea avem cum. Sadio Mane urcă, ce se duce aici Sadio Mane, se vede viteza senegalezului, urcă acolo în centru Sadio Mane. Ben Yedder, 4-0, s-a terminat. Ben Yedder reușește și el dubla aici și intră Cabrais, din nou jucător care nu știu cine e mai exact, probabil tot din campionatul Braziliei. Neymar încă o dată, Neymar în margine, Neymar avansează, probabil că va încerca dribblingul acolo. Și obține faultul oare sau este doar corner? Iese și Ben Yedder, centrare din partea lui Canales, acolo lovitură de cap și Lautaro marchează și el se face 5-0, la asta chiar nu mă așteptam. Hai să cânte Florin Salam sau Țanca Uraganu direct. Da, Lautaro marchează acolo, centrare perfectă din partea lui Canales, dar nu prea sare nimeni cu el aici. Da, și Lautaro marchează acolo cu o super lovitură de cap, se face 5-0. Incredibil acest rezultat. Kante mai departe la Vlahovic, Vlahovic a urcat acolo în atac. Din nou mai avem șansa să vedem această echipă marcând încă o dată. Luis Alberto faultat clar și probabil că aceasta va fi ultima acțiune a meciului. Lovitură liberă pe care o execută Dybala, intră și Oyarzabal acolo. De fapt bate Sané, centrarea lui Sané este periculoasă. Vlahovic degajează, mai sunt 4 minute, cred că mai avem timp să mai vedem încă un atac. Poate cine știe, poate și un gol de asemenea. Însă nu cred că vor mai forța acum jucătorii cu numărul 10, deoarece au totuși 5-0, adică nu prea mai au de ce să forțeze. Neymar, ce bine câștigă acolo duelul, ba da, se face 6-0. Iago Aspas marchează și el tot cu o lovitură de cap, dar cât de bine a câștigat Neymar acel duel aerian, nu mă așteptam la asta. Da, reușește asistul aici Neymar, super fază, ce lovitură de cap din partea lui Neymar, nu știu cum a putut să imprime atâta forță acestei mingi, însă, na, a reușit până la urmă. Iago Aspas lovește aici și se termină 6-0. Știam că o să câștige echipa cu numărul 10, dar nu mă așteptam la asemenea diferență de scor. Ce să zic, ăsta a fost experimentul, băieți, sper că v-a plăcut. Deci echipa cu numărul 10 câștigă detașat. Harry Kane efectiv n-a avut ce să apere, că n-a primit niciun șut pe poartă. Sper că v-a plăcut. Mie unul mi-a plăcut că a fost spectacolul meciul ăsta. Dacă mai vreți tipuri de genul, like, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat.